Am caut pe Ghecea, cu capul. Cum e mai bine, să stau în picioare sau să stau pe asta? Da, stoi în dazele, capul. Ca să vadă lumea. Băi, da, sedi, eu l-am dat, de ce se vidă. Sedi, că tu stai. Moscovici. Am înțeles că vin aici, am fost invitat să prezint cum lucrez eu în stupină. Meni je tako rečeno da, da ovdje držim predavanje kako ja radim na mom čene. A šaka je vavat če fak je on zbog? Tako da ja ću da vam pokažem to što ja radim na mom čene. Če fak jo bi se potrivešte nije? To što njemu odgovara. Nom pretencija kaj je čel najbolj lukru te pe pomoć. Ja to nikad ne insistiram da kažem da je to najbolj. Permanent, da je ono što meni odgovara. Permanent am ceva te învățat de la oricine. Međutim, stalno i ja imam da učim od bilo koga. Aici, pe postele care vi le arăt, ovde na slikama koje ćemo vidjeti, sunt anumite komponente care le-am văzut în Serbia. Postoje čak i neke komponente koje je video ovde kod nas u Srbiji. Vă arăt cum închei o rame și asta am văzut de pe internet. Pokazat ću vam kako ja montiram ramove što sam skinuo sa interneta. Jedan Roman je plekat in Kanada. Od jednog Romana koji je u Kanadi. Kare face apicultura in Kanada. I tamo se bavio pčelarstvom. Și de asemenea am o porțiune, o mică bucățică din prezentare cu o parte din ce am studiat în teza mea de doctorat. I jedan deo će biti iz njegove teme doktorske disertacije pre radio pčelarstvo, jedan mali deo je o tome. U momentu de praca lucrez jur de 200 de familije de avine pe care le am. Trenutno radim od 200 društva, ali sad imam. Care sunt împărțite în 4 locații. Koje su na 4 locacija. O locație este aceasta. Bine, pozele zga cu 3 ani, că n-am o poză. Ova slika nije ovo godine, da ne vizite masnega, pe 3 godine. Așa, aici, în locația asta de la mine, de acasă, în momentul de față, am un jur de 90 de stup, care mut în pastoral. Ove su, ca o să spite, zgrade, ovo drži kući kod njega, u samom gradu. Mai am o locație. 90 komada, i ove idu na to su te što nosi na ostale paše. Tamo u kilometru žumate de centru Timișoara sunt. De se pot să în oraș. Na jedno kilometar i pol od strogog centra Timișoara. Mai am 25 de stupi tot în Timișoara, mai aproape de centru. Još 25 komanda ima tot Timișoara. Dar čujete te jer? Još bliže centru. Mai am cumpărat o proprietate undeva în munți și am și acolo 5 familii, să văd cum merge la urmă. Da, eu am eu și cupio să mă plac în planine. Tu e o să fie proiect drușto ove godine, da vidi kako ce se mă așa. Și restul până la 200 am un loc unde am stupi vechi, orizontali, unde produc polen. I imam još jednu lokaciju gde su uglavnom ove ološke, od kojih uglavnom polen. Aceia sunt staționar. To jedino, ta lokacija je stacionirana. Ca strategie mi se pare foarte important să avem stupi în mai multe locuri. Kao strategie je vrlo važno da imamo pčele na više mesta. Fiindcă se poate întâmpla cu o stupină ceva. Jer se uvijek može dešavati sa jednim jednim pčelnjakom što, neka bolest. O kalamitate naturale, hoć, incendio, oče. Ili nešto, neke prirodne nezgode, krađe i tako dalje. Še tu se ten komplek deskopezi. To je ona, amo stupina sa od ovo, kare sunt še, pe lângă că produc polen, sunt še surce de albine. De pe stupina care produc polen, de acolo îmi fac și roiurile și ce am nevoie. Inače, onaj pčelnjak stacionirani, gde skuplja polen, na njemu rade i rojeve, i matice, i uglavnom to mu služi za umnožavanje, za povećavanje broja. Aici, în spate, am multietaja, zeler.
Ovde, recimo, u prvom redu ima LR. Și u Matalia. A slăbiți? Asta este LR, care nu îi mai am. To je LR, koji sam trenutno više nema. Am renunțat la ei. Odustao od njih. Am avut la un moment dat, am avut la un moment dat patru tipuri de rame în supina. Jednom sam imao četiri tipova ramova u jednom. Am avut LR, Langstrutul, fiindcă... LR, Langstrut. Dadantul. Dadant. Jumătate de Dadant de magazie. Și Sapolul Nastavca, Sadadant. Și am avut și Lions, 40 înălțime și 30 lor. Lions, care sunt bine 40 visoche și 30 široche. Și am ajuns la concluzia că e o nebunie. Și doar sunt în zacușca de tot ludost. Niciodată nu știam câte rame voi avea nevoie. Nicăt ni se-ți dau colcul din ramova o cui trebuie. Și atunci am renunțat la toate tipurile de rame și am rămas pe data. I onda sam odustao od svih ostalih tipova i ostao sam sad radim sa data. Pentru simplu fapt că asta mi se potrivește mie. Jednostavno zato što to meni odgovara. Și am Dadan 12 rame. A Dadan je su na 12 ramova. Și am și Dadan pe 10 rame. A ima i sa 10 ramova. Peste care adaug încă un colț integral de Dadan. 12 rame și 10 rame. La koji ovih što dodaje još, znači drugi nastavak, isto Dadan. Așa organizez eu stupul. 6 rame. Pe iarne. Pe iarne. Tako ja organizujem društvo za zimu. 6 rame. Na 6 ramova. Pline să fie cum ele. Deci astea de pe margine să fie pline cu miere, după aceea vin cele cu polen. Practicno ove dve sa strane su pune meda. Deci astea sunt căpăcite de sus până jos și pe o parte și pe alta. Două sau patru. Astea două de pe margine. Ove zadnje su practicno pun ram poklopen. Astea două sunt cam trei sfert și astea... Sunt otprilike tri četvrtine sa medom poklopenog. Nu mai puțin, așa, și de ce? E foarte bine ca stupul să fie strâns. Vrlo e bine, dar cele budu stisnute. De ce? Fiindcă ramele cu polen, dacă sunt libere, pot să mucegăiască și polenul ăla nu mai e de bună calitate. Iar, pogotovo, ako imam o polen, de nema pcele, dolazi do buđavosti. I taj polen više nije za upotrebu, odnosno nije dobar. A šta dakle jeste albina rade na dispozicije kum li trebuješ i to ti bine? Tako da kad su stisnute, onda prvo što je pčeli vrlo blizu i uvek ostaje čisto. Asta jeste un polistiren, un drakatven materijal tekstil, crnule rame. Znači ovo belo što se vidi, to je unutra stiropor, ali je obložen sa platom. Asta este o poză făcută anul ăsta, ăsta are sutra sutra cu el, că e deja ajuns sus și șarce ca zăra. Ova slică e napravena pre nekoliko dana și tu veci ima dosta legla. Da-i următorul. Asta n-are cu el. Ovo pokaže jedno slabije društvo. To vedeți că ima i jos. I vidite da su cele spuštene. I tu nema legla. Isto slika napravljena pre neki dan. Mažoritarno je. Inače, trenutno većina imaju legla. Ovo je uzo kao primjer da tražio bez legla i slabije. Inače, već od decembra meseca je leglo krenulo. Ce vedeți dumneavoastră aici este o stinghie de lemn impregnată cu tau fluvalinat. A ono što vidite tamo, ono poprečno ca o čašnarica, to je jedna letva impregnirana s tau fluvalinatom. Deci eu așa fac tratamentele. Este un produs... To ja tako radim. Este un produs Mavric. To je praktično proizvod Mavric. Care are substanța activă taufluvalinatul. Koja ima aktivnu substanță taufluvalinatul. Este un produs pentru
de la de protecția plantelor, ce se folosește în agricultură. Inače to je proizvod koji se koristi i za biljke, koristi se u prirodi. Poljoprivredi. Se pun 25 de mililitri la litru de apă. Stavlja se 25 mililitara na litar vode. Și se lasă stinghiile, am stinghii de blat care sunt permanente impregnate în, în asta. Ima lepe su od mekano drvo, odnosno ovaj, jela. I to drži praktično stalno u tu tečnost. Fac în perioada când nu, nu mai produc miere și n-am probleme cu maloza. I to uglavnom uradim odea kad više ne proizvodim. Ne proizvodi med, kad nema posle proizvodnje i nema problema sa morom. Interesul meu este să nu am reziduri miere, fiindcă eu vând direct la consumator și trebuie să-mi respect clienții. Moj interes je da nemam rezidua u medu, pošto ja i prodajem direktno kupcima, tako da neću da imam problema. Dăm următorul. Acum vă arăt cum împachetez. Deasupra, peste asta, pun sita, care este permanent. Asta e podișorul meu. Asta e sita de pastoral. To voi da pokažem kako, kako ono što ste videli, to je otvoreno. Ovako on ima mrežu preko to, kao zbe. Următorul. Peste asta vine, asta este un material textil folosit la drumuri pentru ca izolare. Preko toga ide jedno platneno, ove, oni koriste, u Rumuniji se koriste, a verovatno i kod nas, kad se prave putevi kao za neku izolaciju. To je bambučno. Peste asta, următoru posmi, peste asta polistiren de 2 cm. Preko toga ide stiropor od 2 cm. Și papac. Și poklopac. Asta e tot. To je tako ja pripremam čele. Asta este... De ce? Avem foarte mulți stupi, am încercat să fac în așa fel ca... Da, nu foarte mulți. Mulți. Foarte mulți sunt de la 3-4. Ca să ocup aceste operațiuni, să mie foarte cât mai puțin timp. Ovo e metod de uzeo, zbog toga što ima mnogo pčela. Ne znam da je rekao preko 200. 200. Ali ovo je... Ja sam ovaj metod uzeo zato što mi treba jako malo vremena da to sredim. Ima i druge metode koji zauzimaju više vremena, on ide na ono što, što mu najmanje... Asta jeste foarte, de aceea este foarte important să avem același tip de ramă. I zbog toga je i važno da ima isti tip ramă. Sus în magazie, totdeauna o pun, mai ales în a doua parte a verii, este important să am câteva rame mai colorate. Naročito leti u drugom nastavku uvek je bitno da ima i nekoliko ramova malo obojeni. Fiindcă acolo albinele simțind că vine din moment de a sosit sudevare când scade ziua, ele încep să-și pregătească iarna și atunci în acele rame colorate le vor umple cu miere. Pe naročito u zadnji deo, znači posle suncokreta, jer pčele pripremaju se za zimu, a uvijek pripremaju, stavljaju med u te obojene malo tamnije, tako da to su ramovi koji mu ostaju za zimu. Și în momentul în care pregătesc stupii de iarnă, imposibil să nu găsesc rame pline cu miere pentru, pentru o iarnă de bună. Și tako dacă dođe vreme da priprema društvo za, za zimu, ne, nemoguće da ne može da nađe ramove koje su mu potrebne da su pune. Mai ales că în cuib nu umplu niciodată peste bară. Naročito što ja u leglo preko leta nikad, odnosno u podištu nikad ne čačka. Na primer, aici. De ce cuib de 12 rame? De ce, de ce, de ce, nu, de ce un cuib de 12 rame? De ce o ladă de 12 rame? Zašto je nastavak sa 12 ramova? Fiindcă pe ramă dadant, pe ramă dadant, o matcă bună, dacă mi ouă nouă rame de complete, de puiet, e super bine.
recimo, ako u 12 ramova, odnosno u Dadan, ako ima 9 ramova legla, to je sasvim dovoljno za celu godinu. Ništa on tebe manje. I ne treba više. Deče, dacă da foarte mult poietă, dar nu va da mieră. El ako dobijem jako mnogo legla, tu neće biti meda. El va consuma foarte multă miere cu creșterea puierții. El se jako mnogo meda troși na proizvodnju legla. Și având 9 rame de miere, de puiet jos. I kad imam dole 9 ramova legla. La culesul de rapiță, sau când miele își umplă cuibul și mai am încă 3 rame. Na veciul rapițe, počinje da pune legla, da više legla proizvode. Mai am încă 3 rame pline cu miere. I ima još 3 rama, da, pune meda. Complete. Kompletno, to što je u prvi kolonice, u kolonice, u tot, undeva 12 kilograme de mine. Sa ovaj vencem i oni puni ramova, nikad nema manje od 12 kila vena. I odakle, tot kujbu, tot magarde desupra. Znači, ja ako vrcam kompletno drugi nastavak, pe mine nu mă interesează dacă vine o săptămână de frig și ploaie. Mene ne interesează uoște, ako posle toga dolazi nedelju dana, kiša, hladno i tako dalje. Fiindcă albinele mele vor avea mâncare. Iar moje pčele će imati hranu. Și anul trecut am fost în munte la saltămul 3 și până la 3 am avut 2 săptămâni, 3 săptămâni de frig. Prošle godine sam bio na treći panven. Na velikim visinama. Dvoje frik šuna fora kulesa. Šun, teč, dvoje frik. I imao je 2 nedelje hladno i nedelju dana bez unosa. La cel de 10 rame, tot Dadan, dacă stocată magazija de deasupra, e o problemă. Znači, ovaj sa 12 ramova nije uopće bilo problema. Oni sa 10 ramova već se pojavio problem. Deci ăsta pe 12 rame, e cum va fi la dumneavoastră LR-ul pe 2 corpuri. Otprilic e ovaj Dadan, da 12 ramo, možemo komotno da razmišljamo kao LR sa 12 ramo. Poate este un pic mai mic ca volum, dar foarte puțin. Vrlo malo e manji kao volumen, odnosno kao prostor u košnici. Dar fiind altfel distribuite, ramele e foarte în regulă. Međutim, s obzirom da su ramovi drugačije raspoređeni, onda da, deci, da se kaže da su ce am observat și la LR când am avut, dacă era să scot, ce era în corpul 3, corpul 2 să nu intre deloc. Inače, LR uvijek je gledao da vrca veći nastavak, drugi da ostaje dok je zimio na razumljavu na ramu. Așa, ce am uitat să vă spun, în primăvară, când lărgesc cuibul, Am zăborat la care de voleci, ca pocinem, da, poșiruiem legul. Adaug rame construite ori de o parte, ori de alta. Dodajem ram izgrađen sa jedne ili s druge strane. În momentul în care cele 4 rame sunt pline de puiet. În momentul când ima 4 rama puna legă. Îl vrea să fie bine populat. Oci da stavim da bude dosta dobro ova 4 pobivno sa pčela. Dacă nu, de ce las așa? Fiindcă în momentul ăla nu intru cu o ramă, le pun 2 rame de regulă. 2 rame odată. Inače, zašto čeka tako da bude 4 rama puna i sa pčelama i sa leglom? Zbog vremena. Jer on dodaje 2 rama izgrađena, jedan s jedne strane, drugi s druge strane. Bar zbog tog vremena, kad uradi, kad otvara da odmah uradi, mada je preporučeno jedan. Și în următorul, la următoarea intervenție, un pulat, practic. I praktično, sljedeći pregled napuni satuk.
fiindcă nu, nu are rost să pierd foarte mult timp intrând foarte mult, foarte des în stup. Stupul nu trebuie deranjat. El e un animal sălbatic. El nu știu dobie, că ne ulazi često u, u košnicu, a nije ni preporučivo, jer ipak pčela je divlja, divlja, kako on kaže, životinja, i ne voli da se stalno, da se često otvara i često čača. În momentul în care, dacă am cules în natură, atunci vine să-ți că vin și cu foițe. Preferabil să am cules în natură și să, să le dau direct să plădească cât mai multe. Cu cât plădesc mai multe rame în cuib, cu atât sănătatea lor este mai importantă. Inace, când crene pașa, onda dodaie i osnove. I mogu vam reći da što više osnova grade, zdravlje u košnici je bolje. Mie mi-ar plăcea toate ranele care le adau, toate șase să fie plătite. Ceea ce nu se poate. Căribe sau foi? Foi, foi. Inače, ja bi voleo, da bi mogu oni četiri rama što dodaje, da dodaje osnove, ali to nije izvodno. De ce? Fiindcă eu în cuibul ăsta nu voi interveni, nu voi intra decât în toamnă. Eu nu intru în cuib jos. Practic, u dole, u potiște, ne ceașca, nicat, samo u iese. În momentul în care eu am 7 rame cu puiet, 8 rame cu puiet, onda când imam 7-8 ramova legla, adaug corp integral. Onda dodaje nastavak ca o drugi. Dacă nu este suficient de îmbrăcat în albină cuibul, ako primeti da lego, da ovaj lodište nije puno sa pčelama. Puno folije de najlon, peste jumătate de corp și atunci pun. Onda stavljam foliju, najlonsku foliju na pola. Pe jumate, pe o parte. Pe jumate, pe jumate. Pe o parte sau pe o parte din față sau din spate. Sau pe o parte, pe o parte. Practično, pola folie stavljam na polovinu košnice. Jednu stranu sad. Și atunci pun corpul integral. I na to stavlja drugi nastav. Da nu las mai mult de o săptămână. Ali to opet ne bude više od nedelju dana. Și atunci las albinele integral. De regulă la rapiță au fost corpul. Sau dacă nu au toți, atunci îl pun. În timpul culesului de la rapiță vine pus. Inače, u repicu koristim ovaj maltene svugde. Taj polu najlon, odnosno najlon na polu košice. A to, putem ne bi... Da? Da, daj. Bun. Aici avem unul chiar pe 5 rame. Aici este o... Unde imamo jedan slab, čak je na 5 ramova. Aici este o diafragmă făcută de mine, placa și înăuntru este polistiren. Ovo je... On je opravio tu pregradu, unutra je stiropor, ali je napravio drva, drveno pa je stavljeno unutra. Aici je puno otutku de un kilogram, nu pun tute mai nici de un kilogram. Inače na njih stavlja, kad stavlja kogaču, sunt apicultori care merg cu tute de 300 de grame, de 500 de grame, mi se pare o pierdere de timp. Dacă îi pun, îi pun, un kilogram. Prima pčelara care mi zastupaju da se stavlja 300 grama, da se stavi 500 grama, ja to idem na kilogram, to je gubljenje vremena da staviš manje. Așa, ce pun în tutele astea? U ovim bogačama, la un kilogram de miere, 4 kilograme de zahăr pudră. Deci, la 1 kilogram meda, 4 kilograma așa. Asta este un model luat din Serbia, de la dumneavoastră. La Vlad am văzut. Ovo e model uzet od nas. De fund. Od Vlade, deci podnjača. Od Vlade, cu fund antivaloa, cu fereastră, e dublu. Cu lemn și... mrežom, odnosno kako oni kažu protiv moroje, anti. Deci aici este anti-moroje, dumneavoastră știți că l-aveți. Deci de-aia sunt bune colaborările astea, dă-i mai departe. Ove naše saradnje su zato dobre, što uvijek vidiš nešto što je dobro. Aici sunt stup pe 10 rame, tot pa ce oștip de fond. Mergem mai departe. Ovde sunt 10 ramova, sa istim. Așa, acum
asta este o ladă de încheiatura mea. Ovo je sanduk za montiranje ramova. Practic este o ladă simplă, poate unii din dumneavoastră faceți de mult asta. To je obični sanduk, ne znam, možda neko od vas to i radi od ranije. Cu două găuri, unde sunt două fiere up. Gde su dva borđe. Așa, tăi următoare. Așa se vede de deasupra. Dacă se vede o dozgo. Următoare. Aici vin puse rândurile noi. Nu vă uitați la rame, că astea sunt cele mai proaste. Ovde se stavljaju tako ove următoare. Ramove, ale nemojte gledati, eu sunt jako loșă calitate. O să dai următoare. Astea, și de o parte și de alta vin puse rândurile. Așa, practic, o să iete, din altă strană, sunt ramă. Deci vin puse ușor. Horizontal de o ramă. Așa, următorul. Și deasupra vin puse rapid și spetezele. O să aveam gornii de o. Și cum? Ori cu cuie puteți să puneți, ori cu un pistol pneumatic. I to, ja radim sa pneumatskim pistolem, ali može i sa Excelom da se tu... Deci, cu pistolul pneumatic puși două capsule, una aici, una aici, două, una aici, una aici. Da, onim vazdușim pistolem ide na dva mesta. Vine lada întorsă, vin puse marginile mici și puse... Onda se sanduc okrene, pa... În două după mese am încheiat 500 de rame. Za dva posle podneva s-a montirat 500 ramova. Deci este foarte, foarte practic, foarte simplu. Puteți să vă pune și cu cuie să le bateți. Dacă încheiați cu pistol pneumatic, lada este foarte necesară. Međutim, ovaj sanduk je jako neophodan kako se radi sa vazdušnim pištoljem. Jel funkcionat za kamar 7 atmosfere. I on radi na 7 atmosfera. Și vă pușcați și prin degete capsele. Dacă prinde vreun nod, se poate întoarce capsa în sus și poate pericul. Tot asta e, treaba voti računa, el može i da kroz prste da prođe, a ako bati micul ovaj tvor, hoće da se okrene. Deci, dacă da se vodi, trebuie da se vodi računat cum se radi s timp. Deci, practic, încheiatul ramelor nu mai e o problemă. Deci, practic, la meni, spaienie ramova, montirea ramova nu e više problemă. Fiind făcut cu o mașină de făcut găuri, fiind făcute 6 găuri, aia aveți... Așa, eu însâlnez orizontal, nu vertical. Ceea ce ia, mai horizontal o staveam lițul. Fiind ramă mare, la rame, la călduri mari, am avut foarte multe prăbușite, foarte multe. Veliki ramova e imao problem, probo je vertikalno, pa je bilo pada. Fiindcă am avut în magazie o ramă, pa să aibă 3 kg. Jedna ram, kad je pun, možda ima i 3 kg. Și atunci se ducă. Da, na, deci este super, super fain. Eu am văzut la filmul ăla de pe Canada cum fac și foarte bun. Practic, noi vedem. Vă recomand supărătura, fiindcă e super fain. Super. Cine a încheiat odată, așa nu se mai întoarce. Și cine a pușcat și cu pistolul pneumatic, nu mai bate niciun pui. I čak i taj koji radio se pneada sa pistolom i pištoljom, više ne ide na ekstra. Ši ka viteza, ši ka forca, ka to će vreć svoj. I kao brzina je, kao snaga, šta god hoćete, sve je povoznije. Deci, două capse, două aici și două aici, e ca și cum ai bate patru cuie. Znači, dve one... Knofice, patrone. Da, ali one kako zovemo te? Da, kao dve minice. Dve minice su kvaliteta, odnosno jačine kao 4 ekstra. Koliko dužine je? Može da okrene ovu kutiju da vidimo od ozdo kako je zemlja. Što je duže za te vaje? Znači, kada se mlače, to će kad se kapše, tu se... Nema dole, ali sam se okrene... No, napad, Nema dole. Vă faceți, vă măsurați, puneți, asta e 12 rame. Vă măsurați, puneți 12 margini, una lângă alta,
Znači merite 12 komada ili 10 koliko jedan broj drugih. Așa, măsurați să vedeți cât îi, mai lăsați 2 mm. 2 mm da ostane. Așa, gazul. Și atunci am plus marginile, că la mine și marginile, că partea lată e aici. Și ca înălțime să vă fie mai mică laga cam cu 2-3 cm. Decât înălțimea ramei. Dă-i mai în spate, mai în spate, mai în spate. Mai una. Deci înălțimea asta ova visina trebuie să bude să fie mai mică cu 3 cm decât marginea ramei. Da. Deci 3 cm de bude cracea nego. Decât asta, dar măsurați de aici până jos. De aici măsurați. Ali se meri od onog udubljenog dela. Să fie cu 2 cm maxim. Deci 2 3 da bude mai mic. Mai ja na asta, ki samo ga skratim. Daj me te pakte. Bun, aici este, sunt imagini din pastoral. Vedeți, aici din perioada când făceam, când lucram pentru doctorat. Aici avem stelul la Pașu și vreme când era de doctor cu disertație. Stupul pe 12 rame. Tu ima na 12 ramova drugo. Ja nu sam vidio što je nas. Și aici mai e o fiere. A ovdje još, i onda se mimo još i aia. Stai mai departe, ca smi. Asta e în zbor, cum spun albinele la spuleț de saltâm. Ovo e na bagă o pașu, lec. Bun. Am și primii mei stupi, ăștia sunt orizontali. Am vreo 50 de stupi din ăștia. Primii voi početci sa poroșcama i 50-a comandă. Cum vi arăt că-i mai am, nu renunț aici că slăzile făcute de mine. Ăștia pun colectoarele de polen. I ovo još uvek ima neđu da odustanem od njih. I ovi su ti koji mi proizvode polen. Mi se potrivește același tip de ramă. Međutim, ramovi su isti. Deci, i kod, ološke kao i kod... Marginele aștia poți face un roi mic ca să schimbați. I ovdje sa strane može se napravi jedan mali roi, da se menje matica. Neimportanți, nu vă recomand tipul ăsta de stup. Eu îi folosesc ca o rezervă de albine, dar sunt stupii arhaici neproductivi. Eu produc o lende pe ei. Inače, ovaj tip vă ne preporučujem. Ja sam odustao, uglavnom meni ovo služi kao za skupljenje polena i za bolje roje. Zadmete su bolje one. Čepeteca ića in kromi sunt kapkane pentru vjespi. A ovo što vidim, tamo neke gore, to su zamke za bose. Fiindcă acolo am mulți lupi albinelor. Međutim, tamo ima pored bose, ima i takozvani pčelni vuk, koji to je veličine malo veći, čak i nekog bumbar. Fate markama. Ja sam to bio kod njega, tako na pčelnjaku i vidio sam kako. Kad se distruđec pune stikljene plastik, da se... Da ja zmanje asta de sus. Ovdje se sve sve flaša. Fate zdopu, izvadje se džep i okrene se na ovu. Toče su time sa dvou kapse. I onda se na dva mjesta fiksira. Pune sa muku apa, mjere. Unutra se stavlja voda, med. Și borvot de la ocetu de mere. Borvot, ce da pune? Sau ocet de mere, sau ocet. I sirce ili najbolje od mjera. Sau și bere. Može i piju. Piri, hvala. Ja sam vidio kako izgleda taj vuk, bio sam kod njega. To je strašno veći u odnosu na pčelu, ali ne lovi pčelu u letu, nego dođe ispred košnice i stane. Pčela dolazi puna, ne može odmah da potrefi poletaljku i padne na tragu i on je samo uzme i nosi. Pe lângă asta trebuie să mergeți să căutați cuiburile și să distrugeți. Ali poredovi zamki, naročito cu tu vuca, trebuie naci i de imie gnezdă, pa da se uniște.
A fost anul în care 13 cuiburi. Bine, e bunile că sunt așa, care e nașul prinesc. Tih gnezda veliki, ali to su velika, velika gnezda i ovaj, nisu od voska. Jeste kao šubara se pravi. Kao karton. Više reda, kao karton, odnosno praktično celuloza, od celuloze pravi. Co su škuze ne ide? Ša, aici jeste o mică parte din teza mea de doctorat. Ovde je jedan deo njegove prezentacije. Ce am studiat eu? Timp de un an, studiile care le-am făcut au fost 2007 și 2008. Tema je 2006, 2007, 2008 godine. Și atunci am cântărit toată producția, de la fiecare stup am știut fiecare cât producem. I onda je merio svaku košnicu, svaka košnica je tačno ima zapisano koliko proizvodi. Și am comparat diferite tipuri de stup la diferite culesuri. I komparirao sam, onda znam kako je. Upređio sam više tipova, više paša košnice. Bun, eksperimentul ăsta, timp de o lună, ovaj eksperiment u trajanju mesec dana. Am cântărit, am urmărit sporul de cântat la Salcâm. Atunci am mers la trei Salcâm și vă spun... Onda je u glavnom radio merio la Bagremu, onda je išao na tri paša. Am urmărit și factorii meteorologici, temperaturi, temperature, meteorologice, uslove, noaptea, ziua, dane, noci, cum e bilo, precipitațiile, padavine, vântul, și am încercat să aproximez cât mai bine procentul de înflorire a pomilor. Am procenim procenat prosvetanosti Bagrema. Și am încercat, printr-un model matematic, statistic, să văd cum influențează un factor pe celălalt. I onda sam pokušavao da upoređujem jedan factor kako utiče na drugi factor od ovih što je spomenut. Bun, mergem mai departe. Aici, stai un pic, aici era stupul pe un stup de control, pe un cântar de control. Mai departe. Ovo e, inače, košnica na va. Bun. Asta este, uitați, Timișoara, Jimbolia. Aici, undeva aici, Chichinda. Jimbolia, cam o gore, tu e negde Chichinda. Bun. Prima mutare, deci de la Timișoara mergeam la Rapiță. Atunci nu erau atâtea lanuri de Rapiță, nu se... Unde sunt malo proizvodilui Rapițe. Mergeam la Remedia Pogăniș la primul Salcăm. Prvi bagrem, Remetea Pogănici, tu dole. Altitudine de 244 de metri. 240 metri nadmorske visine. Znači, ravnița, practic. La doilea Salcâm mergeam la Plugova. Drugi u Plugova. Și 240 de metri. Tu e na 240 metri. La treilea Salcâm mergeam la Domașnea. Na treci bagrem mergeam la Domașnea. Aici mi-am cumpărat o proprietate unde am 5 stup. Tu je kupio jedan plac, tamo gde je spominao onih pet ovaj... Picina koliko sam motiv sam odlupio akolo. Drži i tamo da ima razlog da ide dobro. A šta? Kada je la 450 metri altitudina. Imaš 540. 550 metara. Bun, akuma de aici mergeam în jurul Bokšei la Tej. I onda u Bokši, na Zipu, și în jurul Timișorii, în coace, cum tam o floarea soarele. I onda, posle toga, oput Temișoara trage. Vedeți dumneavoastră, aici am 244 de metri, aici 240 de metri și este diferență între ei. Vite, ovde, tam ima 244 metri, ovde ima 240 metri. Ali ima razlike u vreme cvetanje. Păi de ce? Că la primul e o zonă de câmpie deal.
O prvom, na prvu pašu je uglavnom zona ravnica prek Žulci, otprilike Delbanska peša. Aici mi je držala doilea, deși altitudinea mică e zona muntoasă. Mada ovde drugo, mada je mala nadmorska visina, ali se smatra planinsko, odnosno nema ravnice. Și al treilea... Câți kilometri intrași două, no? Dintre primul, stați așa să calculez, cam între, Timiș, între primul și al treilea 110 km și între primul și al treilea și al doilea ne adăugăm vreo 120 de km între primul și al doilea. Și între al doilea și al treilea cam până în 20 de kilometri. Tot Timișoara este între drugul și 20 km. Da, bine, dar din Timișoara sunt mai mulți kilometri. Ovo govori o odnosu između Timișoara, ima više kilometri. Cam 190 kilometri. Ali između, govori pașe. Uitați-vă dumneavoastră, aici, imediat lângă, în nici 20 de kilometri în linie dreaptă, aici, imediat, lângă Domașnea, am un vârf de cam 1100-1200 de metri altitudine. Tu, cod Domașne, vrlo blizu, ima un vârf cod 1200-1250 metri. Și până aici am un vârf de 2190 de metri altitudine. Și ima 2190. Care este mult timp din an este acoperit cu zăpadă. Care čak până vara târziu. Veći deo godine e pod snegom, do kasno leta. Și curenții de aer, curenții de aer. Și istrujenie vazduha. Mai ales cei nocturni. Naročito noćni. Înfrânează mugurirea sarcămului. Koči cvetanje bagra. Asta înseamnă că de aceea asta mi înflorește mult mai târziu. Da, o țvetă în nouă casnie. Este foarte bine, deoarece ăsta nu mi l-a prins bruma niciodată. Vreau e dobro, el ovai nicăt nu e uat la caslan, odnosno mraz. Brumele târzi, chiar dacă au căzut, el încă nu era înmucurit. One casne slane, casne mrazevi, iako su casno, deci taj bagrem još nije procvetao, odnosno nije pupoljak stvoren kako treba. Zona de munte ne... Kako je ona fotimjere de sarkoma pola? U tim planinskom delu uvek sam imao meda od bagrema. Asta a fost în perioada 2006-2007-2008. Znači, to je bilo 2006, 2007 i 2008. Nu mai corespunde ce e acum. Međutim, sada više ne odgovaraju ti uslovi što je ta. Deci au fost ani în care am mers și am produs, am luat miere de la Saltâmul 1, am recoltat miere la Saltâmul 2 și am recoltat miere la Saltâmul 3. Bila je godina kad sam vrcao prvi, drugi i treći pare. Anul trecut. Prošle godine? Am produs, am mutat stupii la rapiță, acolo unde am și aia orizontal, că am avut 1000 și ceva de... O, unde am horizontalni. Am avut 1000 și ceva de hectare de rapiță. Eu am avut 1000 de rapiță. Dar am avut și 200 de, 300 de hectare aproape de pomicultură, bio. A imai blizu și necă cu 200 nešto hectare vocea. Cu foarte mult păducel, foarte mult păducel. Sunt logo... Glog sau cum? Glog. Glog, așa. Încep să mă sârbește. Și sarcâme era acolo. Îi trebuie i bani. Toate au înflorit deodată. Ce sunt? Am mutat la Remetea Pogănici de acolo, poți să dai înapoi. Deci am plecat cam de aici, cam de aici am avut, aici am avut, i-am mutat la Remetea Pogănici cu ideea că storc mierea,
tot mierea ce-a băgat-o la salcâmul ăla cu rapiță și cu... cu... Sanamerum, dar și preselul o să-mi pune cu coșiță și zilul Sanamerum, de-a vârța med, tam. L-am prins. De mai repiță, e bagre, mai... Și aici culesul a ținut cam 5 zile, 4 zile, 5 zile. E 8 de metru pe nivelul acelui pedal. În condițiile în care, în perioada când mi-am... O să ne uităm pe tabel, cam o săptămână, 10 zile îmi ținea în mod normal. Cu normal în muscul, urmă, izmijoasă mi de sedana e... Și-am stos de aici, în fugă mare. Eu unde sunt la Brăzinu, o trăceciștă, crede? Cam în jur de 18 kg pe familie. Necă să am 10 kg pe drumul, la Mdor. De la tot ce a fost, 18 kg până acolo, o singură stoarce de 18 kg. De la Mdor, pășuni. Da, de la aia unde a fost și rapiță și pătrucel și ăsta. A fost un salcâm combinat. O dove pașe. O dove pașe, eu e valo meșanii lui pașe. Că mie-mi trebuia un salcâm curat pentru plin. Deci timpul mi-e trebuie cis bagre, mali. Deci am stos cu miere foarte bună. Ali mele de iacole. Cu foarte mult pătrucel și salcâm. Să am nouă golga și bagrema. Și ceva rapiță, dar eu am început să stropească rapiță, dar nu i-am închis tupii, că m-am uitat că nu mai zburau pe rapiță. Eu, e, rapiță nu e doar udală, eu supăs că e rapiță, și on e pratio, nu e zatvorio coșnice, ali cele vișe na rapiță nu s-o ișle. Și am plecat în fugă de ziua, stolceam și noaptea că eram mai binele. Și on da, el, e, na Brzin notișul Danie Vârțul, ori noci e seră. Fiindcă m-au sunat cei de la Domașa, nu mai am mers la Fugova, direct la Salcâmul 3 unde mergeam la Domașa. Mie nu vișe ișul Domaș, nu, el e să urmă iau de primul tram, o noci practic o să aprobă cu tișul nătru. Treci? Că m-au sunat de acolo, hai că-mi fărește Salcâmul. E surect, dragi toți, camul toții, eu cu acrenul Pavel. Și o să vă arăt de ce s-a întâmplat asta prin modelul matematic. Zaștu se tădesc, îl păcază ceva matematici. Aici, la Domașnea, am mai făcut undeva până în 20 de kilograme. 8 de Domașnie, zice, na tăi treci, ei mă izmeciu sedamne, se vrăzghe la... De salcâm curat. Ale trebuie o cizbare. La tei n-am produs nimic. Na lipu nisem niște. Și la floarea soarelui, undeva la 25 de kg. Deci media mea de anul trecut a fost între 50 și 60 de kg. Undeva spre 60. Noi, proset, proșle bun, ne bio, între 10 și 60, undeva blizu 60 kg. De miere, în condițiile în care atunci când am avut studiile pentru doctorat, cei mai buni am avut recordiști și de 110 kg. Areți-mă o bună vreme că de radio, că de radio doctor spre disertațiu, de 3 godine, imă e negde i de 100 kg. Deci, asta este. O, e letul pe pune pașii. Așa, mergem mai departe, bun. Așa, să vedem câte zile avem. Practic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zile de cules am avut. Eu, da, dacă era de autoscritație, mă odvană izdana bunosă. Da, și a început, am mers când era pe zero, când începeau, da. Uitați, procentul de înflorire a pădurii era undeva la 2%. Ova zanja rubrica, znači procenat procvetanje bagrema. Și am mers 5500 un kilo. I onda je krenuo od 500, 500.000, 800, 3.000, kad je pola bilo, već je bilo 500, pa 6,5, pa
Aici a plouat, aici a plouat. La 80 de grețul, bine chiș, nu dai la... Dar uitați-vă la temperaturile zilei. Am avut temperaturi foarte bune pentru stagiul. Ai, gledajte temperaturile, bine, superbă dobre za... Așa, 21-27, 30 de grade cel mai mult. Najviše bilo je jedan dan. Și astea sunt temperaturile de noapte. Ove sunt nocne temperaturile. Aici, uitați-vă, avem în cerul, parțial noros. Ovde e nervo. Uglavnom, ono, gore, ce piše parțial noros. Asta îi place la Sarcurt, să fie... Nesunčano. Prvi dan e bio delimično oblačno. Oblačno. Pa delimično, pa oblačno, pa kiša. Deci asta îi place la Sarcum, să aibă temperaturi până în 30 și în ora. Mergem mai departe. Bagrem najbolje cveta când ima temperaturul do 30 și când e oblačno. Astea sunt temperaturile minime, de noapte. Noci, mai departe, astea sunt temperaturile maxime. Vedeți că nu au fluctuații foarte bruște. Nu e bilo velică colebanie temperatură. Dă-i mai departe. Așa, și aici am spus decântar în comparație cu procentul de înflorire al Sarcăbunei. E unde ima unus, odnosul la procentul de... Deci se mulează foarte bine sporul de cântat pe înflorirea pădurii. Deci un osnavac se taci nu poate proceni. Este o chestie logică. Colco e un cvetul bagă. Este o chestiune logică. Logică. Dar să vedem ce zice matematica. Ale vedem asta ce zice matematica. Dă-i mai departe. Bun, aici avem, ce vedeți dumneavoastră, încerc să vă explic. Ce vedeți dumneavoastră, ovo što vidimo sada. Cu două steluțe și cu trei steluțe. Ovo sunt două zvezde și sunt trei zvezde. Sunt chestiuni care sunt foarte influențate unele de altele. Care sunt stvari care sunt... Și ce spune? Matematica îmi spune că temperatura maximă influențează și temperatura minimă de noapte. Deci, ustanovio sam da dnevna maximalna temperatura ima uticaj na noćnu temperaturu. Dacă în mod normal spunem că nu poate să existe ploaie fără nori. Ako možemo da kažemo da ne može da bude kiša bez oblaka. Matematica spune că sunt foarte bine influențate unele de altele. Matematica kaže da su vrlo dobro utiču jedna na drugu. Și atunci ce spune sporul de cântar? Este foarte mult influențat și de temperaturile maxime de zi și de temperaturile minime de noapte. Ia cu veliki utica, ima temperatura i dnevna i noćna. Și ce mai spune că procentul de înflorire al sarcâmului este foarte mult influențat de temperatura maximă de zi. I procvetanje bagrema vrlo je ima veliki uticaj na nebeva, vrlo veliki uticaj temperatura i dnevna ima šta. Ceea ce este foarte logică s-a întâmplat anul trecut. To što se podesilo u prošle godine. Au venit temperaturi foarte mari de vară în primăvară. Došle su temperature vrlo visoke letnje u proleće. Și ne-a înflorit sarcâmul tot la comprimat foarte repede. I bagrem je cveto vrlo brzo i procentualno veliko. Și vedeți, ce zice matematica? Mai zice o chestie foarte interesantă. I nešto tu još kaže interesantă matematica. Că sporul de cântat, stați așa, nu este influențat neapărat de procentul de înflorire a sarcâmului. Da, unos na vagi nije toliko uticaj od procentanost bagrema. De ce? De ce? Nije jedan od glavnih uslova što više da je u cvetu, da bi imao više nešto. Poate că la sarcâmul funcționează, fiindcă floarea de sarcâm are un, cum să zic, are... Este foarte melifere. Sarcâmul produce mult nectar. Inače, bagrem proizvodi jako mnogo
hectare. Și în condițiile în care nu se aglomerează foarte mulți stuchi pe o suprafață, chiar nu contează cât de înflorită este pădurea. Odată că nema na jedne površini mnogo društva, nije ni bitno koliko je procentualno procvjetao bagren, da će nema. Important e ca pădurea să aibă flori sănătoase. Bitno e da șuma ima zdrave cvetove. Și să aibă temperaturile care îi plac lui. I da ima temperaturile care îi odgovaraju. Și rezerve de apă în sol. I normal, jako bitno e i rezerve vode. Ceea ce nu știu dacă anul ăsta va fi. Što recimo, ako hoćemo da prognoziramo za ovu godinu, ne znam da će biti dovoljno vlage u zemlji. Aici sunt, deci în anul respectiv am stoc după acolo pe loc, am avut timp, am stoc mierea, m-am mutat la un sarcâmul 2, la sarcâmul 2 și după aia la sarcâmul 3. Și după celelalte două am stoc mierea a doua oară ce am produs în două culori. Anul trecut sau? În 2006. Aha. Mislim da je ova tabela jako interesantna za mlade pčelare da malo pogledaju. Jako interesantna i prosto jednostavna za evidenciju. Za selenje pčelare, jer ove mlade nisu naše importante čuvajte na reštajte kare se mude. Dakle, kasta ku salkemu je importante te kroje kare se mude. Kare se mude. Kare se mude. Bun, mergem mai departe, nu mai mergem pe tabele. Astea sunt temperaturile neimportante. Practic, ne uităm aici. Ce s-a întâmplat? Aici a fost sarcâmul 2 și aici a fost sarcâmul 3. O, primul, practic, am mers pe o parte de descreștere a pădurii. Deci, era cam, și la sarcâmul 2 și la 3, când am ajuns, era cam 80% înflorit. Sigur, și la drugi, și la treci bagren, bilo je prilike 80% procvetan bagren. Celelalte de 10-15%, 20% erau ofilite florile deja. Practic, 10-15% e već bilo osușen cvet. Deci era în perioada de regres. Deci, bilo je već u fazi opadanja. Și am mai prins încă două vârfuri de cules. Un vârf de cules la primul, la sarcâmul 2, și încă un vârf de cules la sarcâmul 3. Deci 3 zile. Dar uitați-vă dumneavoastră, la În prima zi când am mutat, deci am descărcat stupii. Când e dotel o pcele, faci istovară o pcele. Am descărcat stupii la sarcâmul 2. În ziua aia am avut undeva la 4 kg spot de cântări. În primul dan e bilo 100 kg la noi vagu. A doua zi am avut 7,2 kg. La drugog dan e veci 7,200. Nu știu dacă mă voi mai întâlni poate de vreme cu așa un spot. Ne znam da ću u neko buduće vreme još da naizem na takvă bunos. După aceea am avut două zile cu un kilogram și ceva, trei zile. Și după aia ne-am mai mutat 20 de kilometri la sarcâmul 3. Și eu încă s-a mișut la 20 kilometri, dar eu mă treci barul. Și-am mai prins încă două vârfuri, încă un vârf de cules. Și eu și un vârf de vârf nedobrânia. De 3 kg și ceva, 4-5 kg. 3-5 kg. Fiind stupii de ăștia cu 12 rame, dar deasupra au capacitate mare de înmagazinare. Poți să ai în magazie 30 de kg lejer de miere. Practic, dadam să plană și ramă, comotul mod o reciunaș, na jedna nastavă să ima 30 kg meda. Fără să-ți influențeze foarte mult ovatul în cuie. Bez da ima velhi uticai na nosivost în matice. Stupul având, matca având suficientă suprafață de oa. S-a gândit că matice ima dovoljno prostora za moșenie. Așa, nu incomodează foarte mult și în momentul în care îi stoci toată magazia deasupra și are o mare cantitate, o mare suprafață de oa, că mai urcă și sus. Mai urcă și sus. Nu pun gratis anima. Așa, el nu intră la noi. Și, poste vărțănie,
znači, tog drugog nastavka. Ostaje prazdan prostor dosta. Dešava se da matica ide u drugi, pošto on ne koristi matičnu rešetku, ali nije to masovno. Ma uitam kuj dot da ka vrtka mi je prv botić suči, gde to tu sa pleće? Uleglo, gledam onda kad vidim da ima da ima matičnjaka i hoće da roje, onda... Tu pa ce am stors, pui bu, ridic un pic de jos de pe stativ la mână, să văd cât e de greu. Apoi de vârțări, obișnă, podigne malo rucum, de vidi cu e težina. Dacă e foarte greu, mă uit în cât. Acu e vrlo težac, onda opet gledam. Fiindcă od este foarte blocat, o să întâmpla ceva cu matca și... E o tom slučaju, ili e blokirana matica, ili se nešto desilo sa maticom. Și mi-a băgat foarte multă miere jos. Trebuie să am opt rame goale, puncte să depună matca puiet. Deci, 8 ramă trebuie să bude, za, da bude legla. Dacă am 3-4... Ili da sunt prazne. Dacă sunt deja 5-6, ceva s-a întâmplat. Pline cu miere, ceva s-a întâmplat. Și atunci mă uit în cuiet. Ili ba 4-5-6, bune să medum, naruciu 5-6, unde obovez de gleda... În condițiile unui cules bun. To, cu uslovima, când e totul în nos. Așa. Bun, mergem mai departe. Tot același lucru. Sporul de cântar este foarte influențat de temperaturile maxime și de temperaturile minime. Deci, în nos, toți sunt veci reclui, în nos. Aici precipitații... E vreo obita în o temperatură dnevne și noastră. Aici precipitațiile nu mi-au fost influențate de nebulozitate, că eu am avut cel semn foarte semin. Metronoški, odnosno kiša i ovo nema toliko veliki utjecaja, da li što ako nije cijelo dan. Și procentul de înflorire, iarăși, a fost foarte mult influențat de temperatura maximă de zi. E ono što sam već rekao, s obzirom na cvetanje je vrlo, vrlo veliki utjecaj ima u temperaturi. Deci matematika ne spune da kaže mnogo. Matematika nam kaže mnogo istine o po našem ljubu bilja. Deși e materia care am urât-o cel mai mult în școală. Mada e to materia care sunt mai mult în școală. Doamne, este o ieră veterinară. Atât am avut de spus. Da, și studiat veterinar. Da, că nu s-a făcut matematică. Doamne, e veterinarul studiat de o profesoră matematică. Atât am avut de spus. Ja sunt toliko imao da... Sper că v-a ajutat. Nadam se da je dala mi nešto pomoglo. Ako ima pitanje u špilu... Da radi sa društvom kad se pojave matičnici. Sve pačetsku familije, trinca noze, bociću. Dakle, sunt foarte multe boci. Depinde de situacije. Zavisi od situacije. Ako ima jako mnogo matičnjaka... Se întâmplă să nu am, dacă știu că mă duc undeva unde este cules, nu mă bag în ei, îi mut la cules și atunci aș văd toate boticile, dacă e cules bun. Acu e pred, onda se rânde cu pașul. Onda seli onacu. Ako ima tamo pašu, onda ih seli ovako i kad krene paša, one će sami uništiti. Dacă mi se întâmplă să... Dacă trag concluzia că stupul ăla sunt șanse să plece... Ako zaključujem, da to ima șanse velike, da... Îl fac bucăți. Onda ga napravi na comade. Procentul de stup care mi intră la roire este foarte mic. Inače, sa ovim mojim načinom rada, procenat društva koji ide, dobije nadmor za rojenje, je vrlo mali. De ce? Zašto? Fiindcă eu mi lopiesc liniștit maticile. Ja idem na principu tihe za zanare matice. Dacă văd că o matcă nu mi e, nu mai este, e deja în faza de regres, ako vidim da jedna matica je u fazi opadanje, pitaj u pičar.
odsecem magazam o jednu nogu. A ja toamnă. Adică nu toamnă, la floreș soarele. To, uglavnom, radi se oko sunce. Dar fac operațiunile astea în condițiile în care știu că voi sta acolo vreo 3 săptămâni. 3-4 săptămâni să știu că nu plec de acolo. Ale to radim oni muslime, de dezdam 3-4 nedelje, dar neću seliti te pčele odamne. Tu pola nu trebuie de la asta. Ta scozurșă, ne spune că se... Mărcile vor fi de foarte bună calitate. Matici se vinde în vreo velică calitate. Voi lua și botci de acolo să mai salvez câte ceva pe niște nuclei mici. Odată se uzeti eu și matici neache za neche mare roieve. Și după o practică de mai mulți ani în acest fel, i potem praktikovanje ovaj način da više godina. Procentu te intrade rojit je destul de mic. Procenat napona za rojenje je vrlo mali. Aia nu zic, de aceea nici nu umblu foarte mult în cuiburi, n-am timp să stau. Zato ja i ne gledam mnogo u plodište, jer nemam ni vremena. Aia nu înseamnă că nu, și la mine nu se întâmplă să vrească scurt. Ne mojte misliti da se nikod mene i da se nece desiti da i kod mene roi koji. Da, dacă îți pleacă 3 roi, 4 roi la 200 de stupi, zic că e bine. Ali ako 3 roja, 2 roja krenu na 10 društva, to ja kažem da je dobro. Deci asta este. Mi s-a întâmplat anul trecut, să am roi în mai mulți, i-am mutat, dar e un fenomen foarte interesant. Își cresc botcile până în momentul în care, înainte de a ecloza matca, atunci le rod. Înainte de a ieși matca tânăr, atunci încerc să le roadă. Dar pe cele care sunt, pe cele care sunt la stadiul de ou, le țin în stand-by, le mai cresc. Asta când se mute? Da, când vor să roiască. Și în momentul în care le-ai mutat, alea le rod... Ima tu jedan fenomen de fate. Recimo, ta što je htela da roji i odselio na drugo mesto. Uništavaju matice koje pre nego što izađu. Pre nego što bude potpuno zrela, znači dan, dva pre nego što izađe. A one što su jaja, još drže u stand-by, ali kasnije uništavaju to. Și mai e varianta să scoți rame cu puiet, să mai ajuți niște roi slabi sau să pui... Eu am primit o variantă să se izvadă odată de regla. Sau să scoți de jos rame, sau să scoți de jos rame căpăcite, să le pui în magazie, ca să fie, dacă scăpi puiet căpăcit și bagi înăuntru în cuib, 2-3 foițe la clădit chiar în cuib și atunci ai spart și să le... Unde e mai varianta da se oi stavlja, da se digne leglo, ali samo zatvoreno, u drugi nastavak, a dole se ubacuje 3-4 osnove i onda praktično gube nagled za... Astea sunt în condițiile de cules care le avem noi în România. Funcționează. To je u uslovima unosa koje imamo mi u Rumuniji i tu funcționează. Dacă nu trebuie. Dacă o ventilația razinem coșnița. La stupi de iarnă și în iernare, ce ventilație aveți? Păi, sita este permanent deasupra. Deci, gore ima breja. Și am unii care au sita și jos și sus. A ima cu ei mei idolei, gore, sita e iguală, poate jos sau... Iguală, numai cum e sistemul ăsta de la Vlada, am pus în față și în spate burete, nu bate vântul. Dar de jos nu e deschis. Nu e deschis, nu că e lent. Da. Ovo e sistem koji je uzao Vlade. Znači, dole je drvo. A gore je mreža. Pčele se kreću na mrežu. I onda napred i nazad ima taj sistem ventilacije koji zimi na desu. Și deasupra am sită permanent.
care e aia de încălzit pe deasupra. Da, deci asta este, asta este tot. Nu am bodișoare de lemn. Agora, prima mrej. Al na mreju ima ono bombavno platno. La cei, la cei care e orizontali, la cei care am orizontali, le mai pun, le mai pun, le am podișor de lemn, dar le pun ori le las spațiu între podișori, ori, ori le pun un podișor cu puțină sită, că trebuie să fie o ușoară circulație aerului. La ori în Voloșca, ma negde, ima nece nema, dar dacă nema, podine malo pokrit. Gde nema ovaj mogućnost ventilacije, a obično su gde ima mrežu neku, pa se ostale da. Ali potrebno je da ima i gore neki, neki mogućnost cirkulacije vazduha. Ej, ti je možda pitanje. Samo moment, moment. Ja da pitam, jel sva društva svodite na 6 tramova, 5-6 tramova, i jel malo 12 km? Toate familiile duceți la 5-6 rame, iar pe 6 și dar e de jos 12 kg de mire. Păi, e mai mult. Este totuși la Modata, în care este mare. În care două rame le am pline complet cu miere și celelalte patru nu au mai puțin de jumătate de miere. Deci rama de Adam e mult mai mult. Nu știu, întrebați după ei. A, da, toate le puteți ca și 6 rame. Am și pe 8, da. Ima, oni iaci din la 8. Dacă văd că ești foarte dezvoltat, o să-l las pe 6 rame. A, 12 kg meda, to je onaj minimum la koji procene ima više. Da, to je samo za 6 rame. Veliki rame, ovi, da. I to su veliki ramovi, samo dva, da, imaju 6 kila i onda ovamo kape, ovi rešte bolema, tako. Uglavnom ima više od 12, to je neki minimalni minimum. Fiindcă două rame le-am topacit și topacit și ca asta alea sunt 6 kg. Deci, da, două rame, ima uveci vișe o 6, vișe o 3 kg, jedna rame. Ima 3-6. Și pe celelalte, pe celelalte 4... Na onih 4, ima vișe. Ali on, kad je rekao 12 kg, to je rekao najminimalni minimum. Plus că eu termin pregătitul stupilor undeva prin noiembrie. Și plus că on završava pripremul și zilele nekde novembrie. Fiindcă e și foarte cald în Timișoara. Dar și tot ești tot sub Timișoara, cald este toplu. Și de atunci până când încep cu turcele să-i stimuleze suficient mâncare. Îi trebuie să-ți fie dovoljno hrane, s obzirom za on ide sa pogaćom obavezno, u normalnim muslimo februara, kad ide i sa polenom, ali evo ove godine ide sve pogaće umjesto jedne, s obzirom na vreme. Nu las foarte multe rame pe considerentul că n-are rost să-mi moară albine care stau pe o ramă nefolosită, că rămân câteva, n-are rost. Zašto, zašto sužava na 6 rama, 5 rama? Oni ramovi koji su sa strane, koji pčele ne pokriju, pčele odlaze i tamo. I onda ćete naći prvi pčele. I zato oni suzi da one nemaju što to traže na prazne, ne prazne, nego na ramove koje nisu zaposleni. I od to smo videli svi i te što su dole, uglavnom, ideš na onom zadnjem ramu i tamo ostaje. Plus ce mai făceam, pe mijlocul ramei, da, dar anul ăsta n-am apucat să fac, făceam o gaură care trecea de pe o parte pe alta. La ce ne-o ține? Pe mijlocul ramei, sau de o palmă rămânea. Plus to radi na srednjim ramovima, ali ovo se radi o dadan, pošto je veliki ram, napravi ruku negde tako, dlan ispod letve, da mogu da cirkulišu.
Și atunci, având un gem mare fixat pe toate ramele, am siguranța că ăla nu mi-e mare de foame, că ele comunică între ele. Klube i da one mogu da prođu tamo ovamo, onda nema problem da se pojavi da ostane kapa. Da și când aveam stupi multietajat LR, nu lăsam corp în trei sus și jos cu 20 de rame pe I kad sam radio sa LR, nikad nisam ostavio 20 ramova, recimo, i gore i dole. Puneam 7 rame jos, 7 sus, alea pe sus să fie pline de miele, dacă se poate. Onda sam radio sa 6-7 rama, isto, 7 uglavnom, i pregrada, ali 7 dole, 7 gore. Oni gore su trebali biti puni mene. Či punjamo diafragmu te sus pune. I onda je stavio tu diafragmu, kako on kaže, tu taj stiropor od gore do dole. Dacă asta în condițiile în care am încălpea tot stupul pe un corp. To u onim slučaju, makar nije mogo da uđe sve na jedan aspeš. One sa polenom, to ostaje obavezno u Božišci. A ove prazne, a ove sa medom, to vrce. I prazne rame od ovog čuva. To te ramele kupucina mjere vin stoase. Jer stukam bukatarije, kasa. Ali ako je to magazije? Un kod. Nema mojce novembra. Pa u novembru to odradi, nema moći više. Nema moća više. Da, inca da napuka se svaka male nebunije. Ako i medlje uđe, ne može napraviti. Ti ne je to zil da ušao svoj kodine tete. On kasno skide, sučao je pravesti. A ovaj med koji, da ne, možete se neko pitati kako će vrcati. Unese u top, pa onda vrca. Še sa štinsko sartuna, fonte možda mi je već. Foarte multă miere se adună, am scos anul ăsta aproape o tonă de miere din margini, din astea. Unde o cază, dar e curie de ove, eu o febru vârța. Neci rami, mă tacu, pomală. Ove godine e vârțo, cu novembru, preto sora. O tic, delimicno, ceea ce ar fi cristalizat acolo, și poate cine știe ce s-a, sau s-a fi acrit, dacă nu era capacită. Dar e ostalo cu samom saču, bi skisno i kristalizovao, ali i u košnici isto bi se desilo, koje nisu pokrivene. Na umbrezde, odbredaj 4 euro, 4 euro per kilogram, daj na umbrez 4 euro. Pošto je 4 evra kilogram, 4000 evra vrzo od tih restlova. Kondicija kad je vrlo je rekla klijent. To je u slovima kad je rekao klijent. Am făcut greșeala să le las și m-am trezit că mi-a cristalizat în ramă și n-am făcut mare lucru. Din potrivă m-am burcat la următoarele plesuri. Era o miere cristalizată care trebuia să o pun în pui ca să o... S-o descăpăcesc și așa mai departe. Ranie nije nije vrțio, pa se je cristalizovao, pa kad je vratio proleće u pašu, recimo u pagrenu ili šilogu u pašu, ovo je cristalizovano, a ono je mlado. I treba da otlapa, ne može da ispadne, pa onda ne bude čista i meda. Ostaje ti kristala, tako da ono što ide u meni, što ide samo prato. Primăvara le pun tuta simplă, după aceea tuta cu polen, în care le dau eu polen de bună calitate exact cât le trebuie, după aceea îmi floresc pomii fructiferi. Am foarte mulți pomii fructiferi. Doamnul ne-i de dat tot, dar se
se može dodavati ramišti, gore kao... Mi praktikujemo. Ne govori ide sa pogačom, dve pogače, jedna ova, recimo ove godine nuta, druga sa polenom. I dok to potroši se pojavljuje i voćna paša, tako da više nije problem. Pero, izvoli Pero. Ja sam htio da pitam, pošto je vršio istraživanja, koliko je razlika temperature dnevne i noćne bila i koliko utjecalo na prinos i koje ste parametre statistički određivali prilikom istraživanja? Parametre za... Statistički, kad je uprođivao kontrolnu i eksperimentalnu grupu, pa koje parametre računali? Potem kod nas se učio diferencije marmade zeće do ispred zeće grate. Znači, vrlo je tad, važno. Nu mi aparat se nu skade noaptea sub zeće do ispred zeće grate. Da, temperatura najbolje je da bude, da ne bude više od 10 stepeni. Razlika. Razlika između dnevne i zeće. Međutim, ni to nije toliko važno. Nu jeste... Već jako bitno da noćna ne pade ispod 10. Zeće to ište, 5 kolo. 10, 12. Da ište toga ne bada. Finka, nu mi influențează foarte mult floarea. Adică calitatea florii și calitatea secreției. Doar încetinesc procesele metabolice din plantă, din salcâm. Znači, nije toliko bitno koliko ima cvetova i u kojoj su fazi, koliko je bitno ta temperatura, jer se onda metabolizam u samom stablu dešava tako da praktično nema nektara. Kondicijele, dacă ale temperaturi rezonabile, numai mici de 10, to nu scade, dacă ale temperaturi confortabile și noaptea, plantam secretă nectar și noaptea. Praktično, ako temperatura ne pada ispod 10-12, nektar spušta i noć. La primer, dimineața automat și albina va putea zbura mai devreme. I onda, kad je ta temperatura, i ujutru pčela krene ranije. Și în momentul în care intră în floare, găsește nektar. I u momentul kad ulazi u prvi cvet, znači će prva koja ulazi jedna, znači će odmah nektar koji je znači... Dacă nu găsește nektar la salcâm, albina caută și în altă parte. I ako pčela traži i ne nađe nektar u baglemu, onda ode na, traži na drugom loc. Și găsește, sunt plante care secretă nektar și în condiții de temperaturi mai mici de nocturne. I onda nađe neke biljke koje, recimo, daju nektar i na nižim temperaturama. Și atunci salcâmul va fi colorat. Culoarea nu va fi colorată. Ali onda će bagre biti oboje. Deci automat este o corelație și între calitatea mierii și temperatura de noapte. În ceea ce privește... U calitet meda bagrema, ono što tražimo da bude zelenkaste boje, utiče, na njegov calitet utiče i noćna temperatura. Temperaturile de zi este bine să nu depășească undeva 30 de grade, 32 de grade, în condițiile în care sunt 32-33 de grade și soare, fără nor, acea floare va trece foarte repede. I onda e maximala temperatura de la bude preko 30. Pa čak i 30, a može i preko 30. Ako nije sunčan dan, ako je oblačan dan, a temperatura visoka, cveta normalno. Ako je dan sunčan, taj cvet brzo završava praktično sazre. Ce nu v-am spus este foarte important și caracterul terenului unde vă duceți. I ono što vam nisam rekao, jako je bitan i caracter terena. Am fost 4 ani cu albinele în zonele din Oltenia de pe malul Dunării, unde era terenul plat. Bio je 4 godine u zoni oko Dunava gde je ravan teren.
A fost așa, un an am făcut 1-1, 1-1. De 4 ani, 2 ani am făcut miere 2-1. Za 4 godine, 2 godine imao medalje, 2 godine nije imao medalje. De ce? Fiindcă terenul era plat. Zato što je teren ravan. Toate plantele, toți alborii erau expuși uniform la insolație. Znači, zavar imao uticaj sunca jednak. Și dacă nu aveau condiții ideale în perioada aia cât era înflorit, perioada de înflorire era mult mai scurtă, dacă era soare. I onda ovaj, praktično period svetanje, ako je naročito bilo sunce, je vrlo kratak. Jel to teren? Dacă nu avea condiții ideale, din eu to. Znači, ravnica traži idealne uslove. I onda imamo. Aici unde merg, e vetar, unde merg la saltâmul și la 1 și la 2 și la 3, dar mai nou la 1 și la 3, peste tot e zonă de dealuri. Deci, de god idem, e na prvi, e na drugi, na treci, al glavnom, drugi ponekad preskače, ide na prvi, na treci, to e sve planina. În condițiile în care saltâmul care este expus în partea de sus, pe deal și înflorește repede, ăla este cel mai expus la soare, cel din vale înflorește mai târziu. Uglavnom tu, na vrhu, gde najviše dobije sunce, tu cveta prvo, a onaj u doli cveta kasnije, pa je sama paša duža. Și pe de o parte ai avantajul că perioada de culesții se întinde pe o perioadă mai lungă, și pe de altă parte, dacă în acea perioadă lungă ai câteva zile care nu sunt tocmai în regulă, dacă prinzi câteva zile bune și ai albină multă și stup ca lumea, îți umpli magazinele de miere. Dar dacă este terenul plan, asta este. Ultim brdskim uslovima, i ako imaš koji dan nepovoljan za let, kiša, ne znam šta, duži je period, pa ima šanse da dobiješ dobro meto. Što je u ravnici loša strana, jer taj cvet prolazi brzo i ako dobiješ još kratko traje i još ako dobiješ neko nevreme, u to vreme završi. Zahvalio bi se, to ćeš prevesti, po našom dobrom običaju, počasni član za 2014. je i naš Kristijan. Marko, zove čele ovo je. Marko, 20 grama na kilo povrća. Garnetu te na kilo povrća. I tako da jednak sa sobom, izvoli. 20 grama na 20 kilo povrća. Ja sam ovo kateta sa vidom pijeka, ja sam izeskal netu.